Un proiect privind asigurarea transparenței decizionale în cadrul primăriei Drobeta Turnu Severin a fost inițiat de viceprimarul Daniel Cârjan. Acesta propune publicarea pe site-ul instituției a tuturor contractelor semnate și a plăților efectuate de către reprezentanții primăriei. Am inițiat un proiect de hotărâre de Consiliu Local care să asigure o transparență totală în activitatea primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin și a instituțiilor subordonate primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin. În mod concret, acest proiect presupune realizarea unor secțiuni noi în cadrul site-ului primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin, secțiuni care se numească contracte, registru special de plăți și acte de control, zonă în care vor fi publicate toate contractele încheiate de primăria municipiului Drobeta Turnu Severin, vor fi publicate toate plățile efectuate de primăria municipiului Drobeta Turnu Severin și de asemenea vor fi publicate toate actele de control. Daniel Cârjan consideră că documentele prin care este gestionat banul public să fie puse la dispoziția tuturor. Contractele încheiate de primărie trebuie publicate pe site în termen de 10 zile de la semnarea lor. Plățile efectuate de primăria municipiului Drobeta Turnu Severin vor trebui publicate în luna aceasta pentru luna precedentă în termen de 15 zile. De asemenea, toate actele de control care sunt efectuate privire la activitatea primăriei trebuie publicate, încărcate pe site în termen de 5 zile de la comunicarea lor către instituție. Toate aceste inițiative vin cumva și în continuare altora pe care le-am avut în ceea ce privește transparența în activitatea publică. Vă reamintesc că am mai avut alte inițiative cu privire la transmiterea live a ședințelor de Consiliu Local. Daniel Cârjan a declarat că susține transparența în instituțiile publice, întrucât numai în felul acesta poate fi recâștigată încrederea cetățenilor în autorități.